Bună ziua și bine v-am găsit la Sezon Agricol! Mă aflu într-o livadă de prun, anul uh, întâi după plantare. Deci această livadă a fost plantată în primăvara 2024, acum suntem în uh, vara 2024, adică în luna iunie, și facem lucrările, adică tăierile de formare în verde. De ce anume facem în verde această lucrare? Fiindcă... Uh, scopul unei livezi este până la urmă profitul, iar profitul trebuie să înceapă cât mai repede să scoatem investițiile, de aceea noi trebuie să inducem pomul în fructificare cât mai repede. Plus la toate, portaltoiul este Mirabalan 29C, un portaltoi care intră repede pe fructificare. Plus la asta, avem un sistem de irigare, deci nu ne este frică dacă în al doilea an de dezvoltare deja vom avea fructe în pom. Deci ele oricum se vor dezvolta și nu va încurca cu nimic pomul. De ce facem lucrările de tăiere și acum voi arăta cum se fac aceste lucrări de, formare a coroanei și anume formăm coroana multilider la prun. Soiul este topend, polinizatorul este Stanley, dar nu cred că este un polinizator reușit pentru acest soi. Așa a fost recomandat de către producător din, din pepinieră, a fost recomandat ca polinizator soiul Stanley, dar nu sunt sigur că este cel mai reușit. Însă soiul Topend este un soi foarte târziu de prun, este, are un calibru foarte bun. Și deci hai să trecem la treabă să formăm coroana pomului. Deci cam așa arată pomii. Au fost retezați la aproximativ 60 de centimetri primăvara aceasta. Deci cum vedeți și am obținut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am obținut 6 uh, lăstari. S-ar putea să zicem că coroana deja este formată. Coroana este deja formată din 6 brațe: 6 lăstari. Toate sunt aranjați roată, dar acești lăstari nu se vor întări, nu se vor aranja așa cum am vrea noi. Deci, ele. Da, noi putem să i lăsăm, ele se vor alungi, se vor dezvolta, se vor încărca cu roadă, dar în anul viitor se vor apleca foarte mult la pământ din cauza greutății fructelor și deci va fi cam complicat să lucrăm aici între pomi cu utilaje agricole. De aceea trebuie să-i formăm un schelet bine dezvoltat. Pentru aceasta noi vom alege din aceste șase, acești șase lăstari, vom alege doar 4. și după care în anul viitor din acei patru vom forma opt brațe din care va fi formată această coroană multilider. Deci din 8 lideri care vom alege lăstari bineînțeles vom alege în formă de X. Deci, spre exemplu, aceștia 2 și aceștia 2. Restul îi eliminăm la inel. Deci, cum am zis, lăsăm acesta și acesta, acesta și acesta. Restul îi eliminăm. Deci așa, au rămas 4 lăstari ce facem cu acești patru lăstari? Bineînțeles că trebuie să-i provocăm să ramifice, să obținem pe fiecare lăstaraș cel puțin încă câte doi lăstari în anul viitor. Pentru aceasta noi îi vom retiza, dar unde îi retizăm? Nu îi retizăm undeva pe aici sus, ci îi retizăm aici jos. Deci, găsim primul lăstar de sus. Iată aici a fost făcută tăietura în primăvara aceasta și avem primul lăstar de sus. Deci punem foarfica de locul unde crește acest lăstar și vedem unde se termină această foarfică. Deci aici se termină, înseamnă că în zona aceasta noi vom reteza acest lăstar. După care, deja în același orizont, vom reteza toți acești trei lăstari care au mai rămas. Deci punem foarfica cam așa și îl retizăm pe acesta, după care îl retizăm pe acesta și ultimul al patrulea îl retizăm aici. Deci dacă ne vom uita așa, ei sunt retizați toți la un singur orizont. Dar lungimea lor este diferită. Aici avem lungimea de o foarfică, iar aici avem lungimea de două foarfici. Acest lucru se face pentru a echilibra coroana pomului. Fiindcă acei 8 lăstari din care va fi formată coroana pomului vor porni în creștere de la aceeași înălțime și vor avea aceeași lungime, aceeași dezvoltare fiecare lăstar. Deci la noi coroana pomului va fi echilibrată, datorită acestui orizont Plus la toate, datorită acestui lucru, noi mai deschidem un pic coroana pomului. În, anul, în același an, anul acesta, din iunie 2024 până septembrie 2024, noi vom avea dezvoltarea lăstarilor. Pe fiecare lăstaraș pe care l-am scurtat, vom avea câte 3, 4 sau chiar 2 lăstari. În toamnă sau în primăvară, noi vom alege doar câte 2 lăstari de pe fiecare braț iar restul îi, îi vom elimina și deci vor rămâne 8 lăstari din care va fi format această coroană pomului haideți să mai facem un exemplu vedem acest pom unde sunt foarte mulți lăstari sunt aproximativ 10 și haideți să alegem acești 4 din care vom forma scheletul pomului ne uităm, avem 1, 2, care cresc vis-a-vis, -vis, dar privesc în părți diferite, 3, 4. Înseamnă că restul lăstarilor noi îi eliminăm. Așadar, așa deci, avem un X. Avem 1, 2... 3, 4. Iarăși, găsim ultimul lăstar. Deci, aici a fost ultima tăietură. Deci, avem cam de la aceeași înălțime 2 lăstari. Acesta este un pic mai sus. Deci, vom considera pe acesta ca ultimul lăstar. Punem foarfica, vedem unde se termină foarfica și facem o tăietură. După această tăietură, într-un singur orizont, retizăm restul lăstarilor. Deci, cum vedeți, avem un singur orizont, și iarăși vom avea în anul viitor 8 brațe din care va fi formată această coroană, și cu aceasta se va termina formarea coroanei. Deci, eu cred că mai simplu decât atât nu se poate. Pentru început, după plantare, seretează pomul la 60 de cm, aproximativ 60 până la 80 de cm. De acolo am obținut. 4, 5, 6, 8 creșteri. În vara, în același an după plantare, vara, noi venim și retezăm. Lăsăm, în primul rând alegem doar 4 brațe, 4 lăstari, pe care retizăm într-un singur orizont. În lungimea foarfecii primul lăstar, restul după el vedem toți lăstărașii. Și lăsăm așa pomul cu patru lăstari retezați într-un singur orizont până în toamnă sau în primăvară, nu contează. Primăvara revenim, eliminăm totul ce este în plus lăsând doar câte 2 lăstari pe fiecare braț. Și vom obține 8 lăstari, roata aranjați frumos și atât. Coroana este aranjată. acei star deja nu se mai retează, nu se mai scurtează, fiindcă se lasă să intre în rod, fiindcă noi avem nevoie de fructe din al doilea, cel al târziu, al treilea an după plantare, noi deja trebuie să recoltăm fructe pentru a scoate investițiile. Deci, cam atât a fost despre formarea tăierile pe care le facem aici în livadă. O livadă destul de reușită. Sper să ne bucurăm în fiecare an de roadele acestei livese. Deci eu vă mulțumesc pentru atenție, abonați-vă acestui canal, puneți un like, distribuiți, fiindcă pe voi nu vă costă nimic, iar mie mi-este plăcut. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă spun succes și spor la treabă!